O lume dezorientată, fără certitudini, cu prea puțină lumină în priviri. Asta trăim dacă ne lăsăm duși de val. Există însă oameni care știu și pot să se împotrivească valului, să rupă ritmul, să ne trezească, molipsindu-ne cu ideile lor proaspete, îndrăznețe, uneori obraznice. Oameni care schimbă totul. Pentru ei, nu există, nu se poate. Să-i aflăm, să învățăm împreună să trăim frumos și cu sens. Când depinde de noi, eu știu. Nu există, nu se poate. Bun găsit, dragii mei! Femeia cu ochii mari, frumoși și vii. Ce ard când te privesc și te trezesc. Femeia ale cărei cuvinte capătă viață și greutate și sens. Femeia cu atitudine ce nu poate rămâne nebăgată în seamă, ea e protagonista emisiunii de azi. Vine din inima Moldovei. A fost de mică o forță a naturii, o neastâmpărată, o curioasă, înzestrată cu ambiția de a străbate lunga cale către succes. Punctul de plecare? De sub masa de lucru a mamei, acolo de unde auzea și simțea tot, chiar dacă era doar un boț de om. A început să fure astfel meserie, cum se spune, de la 3 anișori. Amintirile îi sunt încă vii și rădăcinile pasiunii ei sunt acolo, la vârsta când abia lega câteva cuvinte. O cunoașteți probabil din reviste, de la TV, de pe scenele lumii unde a făcut spectacol dintr-o meserie pe care a transformat-o în artă. Dar a rămas același om cu picioarele pe pământ, dintr-o bucată, cum se spune, cu un entuziasm de care nu se va vindeca niciodată. Și nici nu vrem. Aceasta este ea. Sunt Geta Voinea, hairstylist de peste 40 de ani. Sunt născută în Iași, provin dintr-o familie foarte normală, de fapt nu-i normală și n-a fost normală niciodată. Și știți de ce nu-i normală? Pentru că mama era coafeză, pentru că nu mai este, Dumnezeu e acolo cu ea și ea este alături de el, iar tatăl meu era taximetrist, el este și încă conduce și are 80 și ceva de ani. Deci provin practic dintr-o familie de oameni muncitori care aveau ceva. Familia este simplă, a fost simplă. Întotdeauna mi-a plăcut să depășesc aceste lucruri și mă gândeam ce să fac, cum să fac și cam ce meserie mi s-ar potrivi. Vă povestesc asta pentru că din copilărie mi-am dorit să fiu prima în toate. Și știți ce înseamnă să fii prima în toate? Înseamnă să te bagi în față și să dai din coate și să fii printre primii. Și am muncit foarte mult pentru a fi prima și pentru a, nu ca să fii, să dovedești că poți și meriți să fii acolo. Trebuie să muncești mult ca să ajungi departe. Iar mama, în momentul în care am ajuns la 18 ani, mi-a zis clar ce vrei să faci, facultate, ce trebuie să faci, nu știu, ce meserie ți-ai dori. Pentru că fiind coafeză, mi-a plăcut atât de mult, atât de mult. Îmi aduc aminte și acum momentele când stăteam printre picioarele ei, aveam vreo 3-4 ani, 5 ani și cu siguranță câteva dintre voi care vă uitați acum vă aduceți aminte de acele fixative sanda, care te duceai și apăsai și sărea dopul printre picioarele clientelor și eram așa de fericită. Și acum țin minte acele clipe și acele țipete și momente de fericire când mama îmi spunea: "Fir, unde ești că te mănânc eu pe tine acum?" Și acum îmi dau lacrimile pentru că chiar îmi dau seama și mi-aduc aminte acele momente pentru care m-au marcat pe mine. Având în vedere că mama fiind coafeză și nu orice fel de coafeză, chiar foarte bună, foarte bună, știți povestea aia cu provincia și cu Bucureștiul? Când Bucureștiul ia totul și provincia mai lasă încolo pe aia. Lasă locul 2, locul 3, locul 2, locul 3.
Și mi-aduc aminte de mama când era foarte supărată, când venea tot timpul acasă și era tot timpul locul 2, locul 2, locul 3, locul 2. Zic, măi, mama, dar parcă știam că ești foarte bună. Și mi-a zis, măi, mami, știi ceva? Trebuie să fii din București, nu din provincie, mama. Pentru că noi astea din provincie e cam greu să ajungem acolo pe locul întâi, pentru că capitala e capitală. Cred că ăla a fost primul moment în care am spus, wow, deci asta trebuie să fac. Și știți cum se spune că atunci când visezi și când îți pui un gând, la un moment dat, parcă vine, nu știu, parcă îl chem și parcă e ceva care arunce în univers și universul lucrează cu tine, pentru tine, prin tine și prin tot ceea ce faci. Și atunci s-a întâmplat să mă căsătoresc, să-mi fac buletin de București. Pentru că așa a început totul. M-am căsătorit, din dragoste, evident. Iubire mare, vreo 2 ani și jumătate, că după aia n-a mai fost să fie nicio iubire, nu ne-am potrivit. Asta nu înseamnă că dacă trecem printr-o relație sau două sau trei, e rău sau e bine. Așa a fost să fie. Și a fost alegerea mea și alegerea lui. Pentru că niciodată dintr-o căsătorie nu poți să pleci unul hăi sau altul cea că vrea el. Nu, amândoi convin la momentul respectiv și se despart. Așa a fost să fie. Deci, da, Voinea. Mulțumesc. Mulțumesc, Sorin, pentru că datorită ție mă numesc astăzi Geta Voinea. Cert este că am ajuns în București, am câștigat toate concursurile, m-am dezvoltat, am început să fac seminarii, am devenit una dintre cele mai bune. Am început să cunosc lumea, am început să cunosc oamenii, am început să simt cu adevărat că direcția în care vreau să mă duc este cea în care vreau să-mi facă și mie onoare și să fac onoare acestei meserii, pentru că am pus meseria pe primul loc. Am pus meseria înaintea tuturor lucrurilor care mi s-au întâmplat în viața mea, pentru că asta îmi place mie cel mai mult. Și credeți-mă că iubesc atât de mult și atât de pasională? Pasională am zis, pasională sunt. Și știți de ce? Că fac cu pasiune totul. Exact așa cum iubești, așa trebuie să faci toate lucrurile. A doilea soț, foarte... ca un cal, cum se cheamă? Un făt frumos pe un cal breaz? Cam așa. Așa a și fost. Glumă, glumă, dar să știți un lucru. Femeile visează în general și dacă visezi cu ochii deschiși sau dacă chiar îți dorești din tot sufletul, în interiorul tău, se întâmplă. Așa mi-am dorit. Să vină pe un cal alb. Așa l-am visat. La propriu. Într-o seară, într-o noapte, pe un cal alb, cu părul lung, ca un făt frumos, cu părul lung a venit. Îi sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce a fost, indiferent care a fost alegerea noastră la un moment dat, pentru că la un moment dat am hotărât să ne despărțim. E să știți că a doua oară n-a mai fost așa ușor. Dar îi mulțumesc enorm de mult pentru că tot ceea ce sunt astăzi, absolut tot ceea ce am, este clădit pe visele pe care le-am avut împreună. Am construit un brand și l-am lăsat. Este ca și cum am șters cu buretele? Nu. Am rămas cu sufletul acolo, evident. Mâhnită, în durere, cu multe nopți, cu plânsete. După care deodată am reușit să-mi dau seama că, de fapt, când nu mai ai nimic în comun și când lucrurile nu se mai aliniază, ce sens are să te încurci unul pe altul? În schimb, eu am o fetiță. S-a născut în anul 2000, o fetiță superbă, acum are 21 de ani, sunt extrem de mândră de ea. Ideea este că acum, în momentul de față, avem 10.000, fiecare dintre noi 10.000 de poze, dar sunt pe camere, sunt în telefoane, sunt în calculatoare, sunt peste tot, în Dropbox, Dreambox, habar n-am cum se numesc în tot felul. Deci ideea este că astăzi, în schimb, am rămas cu acele momente și cu acele amintiri care încă sunt pe hârtie și asta mi se pare fantastic. Eu nu cred că voi ajunge pe la 80-90 de ani să stau să mă uit pe telefon, să le explic bunici, ăsta, nepoților. Eu prefer să întorc foaia și să le arăt. Pentru că lucrurile astea, într-adevăr, au valoare și rămân o valoare inestimabilă. Așa cum fiecare dintre voi cu siguranță aveți acasă câte un album pus pe acolo, pe undeva ascuns. Vis-a-vis de carieră, că aș vrea să vorbesc despre asta, este atât de important să fii serios în ceea ce faci, să-ți dorești enorm de mult, să realizezi lucruri.
Am muncit foarte mult, nu mult, foarte mult. Am muncit nopți și zile. Cariera nu se construiește bătând din palme, cariera se construiește cu foarte multă muncă, cu multă, multă, multă sudoare și, cum să vă spun, cu nopți poate sau cu eșecuri, din care scoți la un moment dat și frumusețea realizărilor, pentru că așa se construiește un business. Și nu are importanță cine ți se așează ție în scaun, important este că el te alege pe tine și vine la tine. Atunci, într-adevăr, este confirmarea ta ca om. Deci, indiferent de meserie, vorbesc, cred că pentru toți, confirmăm, toată lumea este la fel, e atât de frumos să te simți cu valoare. Și valoarea mea, de fapt, stau și mă gândesc acum de unde a venit, de unde, cum am construit numele, cum am construit cariera, cum am construit tot ceea ce se întâmplă în jur. Întotdeauna am făcut lucruri pe care poate alții nu le-ar fi făcut. Întotdeauna am deschis uși pe care alții nu puteau sau nu știau sau nu aveau curajul să le deschidă. Niciodată n-ai să știi ce este dincolo de ușă decât dacă o deschizi cu adevărat. Sunt atât de multe lucruri de făcut, atât de multe, cum să spun, momente de poate cu uneori păreri de rău. Construiești echipe, ca noi toți, în business. Și te trezești a doua zi că nu mai ai pe nimeni. Oare ce faci? Te ridici? Sau plângi? Vă spun eu ce am făcut. Am plâns în hohote. Pentru că mi-am dat seama cât de fericită sunt că s-au rupt toți colegii mei de mine, pentru că astăzi sunt ei mult mai buni, azi eu învăț de la ei și sunt atât de mândră de ei. N-aș putea să vă spun într-un singur cuvânt cam ce simt, dar emoțiile sunt enorme, pentru că ceea ce sunt eu astăzi, de fapt, sunt datorită lor, datorită faptului că ei, în permanență, unde au ajuns și pe unde au trecut, mi-au pronunțat numele. Vă îndemn să faceți lucruri pe care vi le doriți, dar să le duceți până la capăt. Să nu vă lăsați niciodată copleșit de probleme. Oricum trecem peste ele și în perioada asta e o perioadă grea. Am avut enorm de multe momente în care să spun gata, am închis, închid lumina. Păi lumina cui închid? Lumina mea. Că nu pot să spun că închid lumina tuturor. Și atunci ce trebuie să fac? Trebuie să mă lupt, trebuie să muncesc, trebuie să gândesc, trebuie să mă reinventez, să fac lucruri pe care nu le-am mai făcut. Nu vă lăsați, nici voi, niciodată, oricât de greu ar fi. Ce mai mult este ceea ce ești tu ca om, omul din tine, tu, sufletul ăla, care de fiecare dată nu te lași. Și de aia spun că știi ceva? Nu există, nu se poate să faci lucrurile așa cum îți dorești tu, dacă într-adevăr îți dorești. Ai cam plâns. Da. Da, am plâns. Să știi că am plâns. Chiar mai ales în momentul în care să recunoști că ești ceea ce ești datorită muncii pe care ai făcut-o în atâția ani de zile. Sunt 40 de ani de muncă și efectiv n-am mai făcut să plâng. Chiar mai făcut să plâng. Am să fiu atentă la alte lucruri, la cum stau picioarele, cum stau, nu mai contează nimic. Sunt eu așa cum sunt. Ești foarte, ești foarte naturală, ești foarte reală. Nici n-am spus bun venit în platou, dar parcă ești aici din totdeauna. Ești un tumult, ești un ghem de energie. Rar întâlnesc astfel de oameni. Mă inspiră energia ta și nici nu știu de unde să încep. Cred că aș începe de acolo, din copilărie, unde întotdeauna există o sămânță a ceea ce devenim peste ani. Acolo, pe sub masa de lucru a mamei tale, de odinioară. Și amintesc bucuria aceea
vintage, dacă pot să-i spun așa. Era vintage. Să știi că era foarte frumos. Perioada aia, nu știu, poate că pentru mulți care sunt în momentul ăsta și se uită și își aduc aminte cu nostalgie, neavând telefoane, și apropo de chestia asta, dacă pierdeai o întâlnire a doua, nu mai aveai cum, pentru că nu te suna nimeni. Și erai gata. Și așa totuși nu era o dramă. Nu era o dramă, pentru că am ajuns aici. Exact. Cineva m-a întrebat dacă m-aș întoarce și aș schimba ceva. N-aș schimba absolut nimic, apropo de familie și de astea. Chiar și faptul că ai mei, fiind de meserie și având ciubucuri, că asta era de fapt taximetrist. Asta era semnul. Părinții mei erau niște oameni normali. Dar normal, dar de fapt ceva, nu normal, știi? Ce ai vrut să spui cu acest ceva? Nu, de fapt am vrut să spun că era foarte interesant. Când ai o meserie de genul ăsta și ai posibilități financiare, dar nu neapărat financiare, cât ai un ban în fiecare zi. Și îți dă o siguranță, cumva. Nu știu cum să o numesc, dacă e siguranță sau nu, dar îmi aduc aminte cu nostalgie când tata îmi dădea 5 lei sau 1 leu, nu mai țin minte cum erau banii, ca să-mi iau ciubucuri, că așa se numeau. Ciubucuri erau niște dulciuri. Un fel de turtă dulce, nu, da, sau nu, un zahăr, bravo. Așa. Așa, care erau foarte așa dulci și bune și niciodată nu le mâncam eu. De fapt, banii pe care el mi-i dădea, eu îi dădeam copiilor, colegilor. Și cred că de aici provine chestia asta de a dărui. Contează foarte mult, cred că, cum ești tu construit de mic. Pentru că îi vedeam, îmi plăcea să dau, îmi plăcea să ofer. Mă bucuram, știi, când veneam cu... Niciodată nu-mi luam un singur ciubun, cum luau 5, 6, 7, știi? Pentru că aveam posibilitatea și mă gândeam... Să împarți, da, să dai mai departe. Da. Eu aș vrea să te întreb un lucru atipic. Ceea ce spune la carte nu este o întrebare pe care o adresezi unei femei. Dar chiar tu ai spus, am 40 de ani de carieră. Câți ani ai în buletin, Geta măi? Pentru că știu că spui asta cu mândrie și ai de ce. Nu iarăți. Mai se vede, că mă uit, se vede pe aici, încă nu mi-am făcut nimic și sper să mă mai țină încă. Nu există, nu se poate să trăiești așa cum trebuie, cum ești tu. Anul ăsta fac 58 de ani. Mulți înainte. Asta e, Ai păstrat aceeași strălucire în privire, ai păstrat același zâmbet plin de energie. Mă uitam la tine și la fiica ta, parcă sunteți două prietene. Da, chicoteați mereu în timpul filmărilor noastre, nu stăteați locului. Asta nu e bine pentru camera noastră, alergam după voi pe acolo, în salon. Însă ai transmis mai departe această energie. Energia, da, este și ea la fel. În Cristin, fetița mea, este copie, practic. Am învățat o niște lucruri care sunt esențiale, de fapt, în viață. Și cred că asta a și marcat-o foarte mult. I-am spus în permanență, dacă înveți să nu trișezi, să nu înșeli și să nu furi, restul poți să faci din plin orice. Dar să ține cont de astea trei lucruri. Și ea le ține minte și tot timpul este foarte corectă. Exagerat de corectă. Ce carieră urmează fiica ta? Pentru că tu ai urmat-o pe mama, dar ea nu te-a urmat pe tine, nu? Administration, business. Pentru că acum lumea știe, poate că unii dintre ei nu știu, unii știu, noi avem două branduri, practic, și tatăl ei, cel care, pe care l-am lăsat și este brandul lui, și eu am un brand. Și ne gândeam în mintea mea, eu, adică cel puțin ne gândeam amândoi... Cui lăsați voi treaba de făcut pe mai departe? Eu, da. Și am zis, zic, poate că unește, face ea ceva. Mintea mea funcționează pe dorință și pe cum să spun, pe vis, cred că. Atrag foarte mult, pentru că gândesc și transmit în viitor visele. Și absolut, am observat că absolut orice fel de vis îl ai și îl ai profund și te gândești din ce în ce mai aproape și mai aproape se realizează. Ai condus echipe mari de oameni de-a lungul timpului. Ai avut în mâinile tale, ca și clienți, persoane publice,
că erau oameni de televiziune, că erau din alte domenii, artiști, că erau politicieni și așa mai departe. Până de la președinte și președintele statului a stat pe scaunul tău. Da. Da? Ai întâlnit și oameni dificili, cu siguranță. Dar toți te-au căutat ei pe tine. Cred că e o confirmare extraordinară să știi că faci o meserie fiind respectat pentru ceea ce faci, câștigându-ți un loc al tău și numai al tău, fiind căutat de oameni și nu căutând tu omul care să stea pe scaunul tău, de la un punct încolo, firește. E ca și perioada să fii, de căutare, da? Da. De început. Ca să fii căutat, mai întâi trebuie să înveți să cauți tu ce-ți dorești. Când am venit în București, nu a fost foarte ușor. A fost greu, pentru că eram, adică, moldoveancă. A venit moldoveanca să facă ce? Adică, ce ești tu mai cu moți decât toate? Și am muncit foarte mult. Zi și noapte, când spuneam că am muncit zi și noapte, realmente am muncit, pentru că... Ani de zile. Da, ani de zile. Fac eu o glumă. Noaptea, ca să poți să-ți iei clienții, plecam în cluburi, în discoteci, peste tot. Oriunde era un eveniment, trebuia să fiu acolo. Că de acolo îți luai clienții și a doua zi îi așezam pe scaun. Și tot așa. Bine, ideea în sine este că trebuie să ai o voință de fier și să construiești ceva încât să rămână. Și da, într-adevăr, după ce devii tu cunoscut, după ce vin oamenii din București să se tundă la tine în Iași, mi se părea fantastic. Aveam formația Holograf, băieții care veneau efectiv și se tundeau, după care iarăși am plecat eu, am venit eu aici în București. Deci nu numai fetele care visau cu a fi... Nu. Și băieți și fete. Ateziste veneau către tine, ci și bărbații. Da. E o imagine despre care vreau să te întreb ceva. Ce reprezintă ea? Este o lucrare foarte specială. Adică eu îi spun Hair Project 2020. Am lucrat la... un show foarte important de musical la noi și trebuia să creez un personaj foarte frumos și am zis trebuie să fac ceva deosebit. Și pentru că internetul este plin cu așa ceva, la un moment dat începi să vezi și începi să-ți dorești și tu să faci lucrurile astea. Să inovezi. Exact. Și atunci am spus ok, trebuie să desenez, să pictez. Ai pictat să... pe firele de păr. Pe firele de păr, da. Care-i diferența dintre... coafeză, mama ta era coafeză, așa ai numit-o, și, cum se spune azi, hairstylist, hairdresser și așa mai departe. Da, tehnician colorist. Cred că este doar o diferență de limbă. Coafeză, hairdresser, hairstylist este cel care pune în evidență fizionomia, știe foarte multe lucruri, este stilistul, styling-ul vine de la... a crea, a face, a aranja și ținuta noastră și absolut tot un styling e, doar că aici se aranjează părul la mine. Da. Și atunci hair stylist, păr, stilist în păr. Deci, practic, ești puțin mai mult, ai mai multe cunoștințe și te ajută să înțelegi mai multe. Pentru că deja s-a divizat puțin meseria noastră, este... hairstylist, hairdresser, cel care se ocupă de păr, coafeza normală, aia pe care o știm cu toții. Adică tehnicianul, te duci, colorist. Te așezi pe scaun, spui cum vrei să fii tuns, să aranjați și cam aia se întâmplă. Dacă nu? Ajungi la un hairstylist care știe foarte bine, nu trebuie să-i spui nimic, pentru că el ar trebui să aibă noțiunile de bază ca să-ți propună el și să te asculte, pentru că asta e cel mai important lucru la noi și după aia să poată să-ți propună cea mai bună soluție din punct de vedere fizionomic, textură de păr, culoare, ținută, sănătatea părului până la urmă. Pentru că tu poate că visezi ceva ce vezi într-o revistă, dar poate că firul tău de păr nu are structura care să reziste coafiurii coloristicii pe care tu o vezi acolo. Nu ba poți mai copia mult, pur și simplu. Ba nu? Mai mult! Nu ai aplicația cu tine care să mergi cu nuanța aia și cu culoarea. Că toată lumea asta vrea. Uite, vreau așa. Așa. Cam poză. Exact, cam poză. Iubesc realitatea, să știi. Da. O să fiu foarte sinceră cu tine. Înțeleg această modă a filtrelor, această modă a culorilor vibrante ce vin odată cu aceste aplicații,
Dar până la urmă iubesc realitatea și naturalețea și nu mi-aș învăța copilul, am și o fiică, așa cum ai și tu, să devină cineva în fotografii departe de cine e în realitate, în fond. Așa e fata mea, nu are niciun fel de fotografie, nu-și face niciun fel de filtru, absolut nimic, nu mă interesează. În fond, până la urmă, da. Viața palpabilă e aceea în care ești față în față cu ceilalți oameni. Da. Și ai de ales dacă vrei să-i dezamăgești atunci când te întâlnești față în față cu ei, pentru că nu arăți în pozele filtrate, sau dacă vrei să ți se spună chiar, arăți mai bine decât în fotografii. De cele mai multe ori așa se întâmplă. O femeie este mult mai frumoasă și cred că sunt bărbați care sunt în asentimentul meu. Le place naturalul și le place de cel mai multe ori probabil femeia care nu are prea multe și prea mult make-up, prea sofisticată și prea complicată. Mergând mai departe, a venit această pandemie și dincolo de glumă și dincolo de optimismul unora dintre noi, n-a fost ușor și nu e încă ușor. Cum vezi, ca om care a trecut prin această meserie, așa cum spuneai, timp de 40 de ani. Ai o istorie. Ai văzut și urcușuri, și coborâșuri, și perioade dificile, și perioade de creștere, și perioade de eșec, poate. Cum ai văzut acest an? Păi, în primul rând, cred că industria noastră nu s-a confruntat niciodată cu așa ceva. Ce s-a întâmplat, pur și simplu, pentru cei ca tine? Cred că teama, frica, faptul că femeile au descoperit practic internetul și au văzut, au devenit naturale, multe dintre ele, au îndrăznit și unora le-a reușit să se aranjeze și singure acasă, au văzut, da, lucrul acesta. Noi, ca și hairstyliști, am adus un mare aport pentru ele ca să învețe, pentru că dacă vă aduceți aminte în perioada în care s-a stat efectiv în lockdown, toată lumea cerea informații, sfaturi și erau hairstyliști care asta făceau pe internet, ceea ce nu este rău, e foarte bine. Un fel de școală online, pe internet. Pur și simplu. E simplu să te uiți, dar este complicat să înțelegi, pentru că nu e ușor. Sunt lucruri pe care le poți înțelege și pe care le poți face pentru că sunt ușoare și la îndemână. De altele exemplu, un vopsit simplu. Da. Altele cer practică. Eu mărturisesc că mie mi-a fost foarte greu în pandemie. N-am reușit să mă vopsesc deloc. Mi-a fost înfiorător. Oribil. Și ești deci, de meserie. Și sunt de meserie. Și parcă din două mâini drepte, că eu lucrez cu două mâini întotdeauna, mi s-a părut fantastic să am două mâini stângi când mă vopsesc. Deci, felicitări, dragilor, dacă ați reușit în perioada asta. Dar revenind la partea asta de cum a fost în pandemie, da, a fost enorm de greu. Și este în continuare, pentru că încă este frică, încă lumea lucrează de acasă, încă poate mulți și-au pierdut jobul, nu mai au susținerea financiară. Și chiar ieri mă uitam și mă gândeam, ce aș face? Ce aș plăti prima dată? Chiria? Gazul, curentul, apa, ce aș face, înțelegi? Și mi-am dat seama că totuși frumusețea unei femei este foarte importantă. Sau confortul ei. Confortul de a arăta. Hai să nu vorbim de frumusețe bine. Ca lux. Nu, hai să vorbim de respect. Îngrijirea femeii. Îngrijirea femeii trebuie să fie îngrijită. Și de este că femeia trebuie să fie îngrijită și e fascinant și e atât de frumos când poți să nu ai nimic. Deci poți să nu fii machiată sau, hai să zicem, foarte fin, un ruj fin, un rimel și un far de obraz. Și un păr curat. Un ruj este super suficient. Dar, în schimb, un păr curat și îngrijit schimbă totul, te nu? Face să te simți bine. După care începi să-ți dai seama ce îmbraci, cum te aranjezi, ce toc îți pui, ce culoare pe tine. Deci părul schimbă în totalitate starea femeii. Ajută Să se simtă, cum să spun, că trăiește, că este acolo, prezentă. Deci un păr îngrijit întotdeauna spune despre o femeie foarte multe lucruri. Chiar și ăsta, neglijentul ăsta, care și ăla trebuie puțin controlat. Aparent. Aparent este neglijent. Te trezești dimineața, nu știi cum să-ți prinzi părul de... Să mai tragi și cearșaful după tine. E greu, e foarte greu. Dar ideea în sine, știi, atât de... Și e și frumos.
când ești aranjată și îți faci lucruri pe care poate alții nu reușesc să-ți facă. Eu sunt un om care, în momentul în care coafez și aranjez, mie îmi place femeia să-și pună mâna acolo, pe scaun. Cred că asta e, de fapt, unul din secretele pe care eu l-am descoperit. Las femeia să simtă cum vrea ea în scaun și ascult de ea. Ascult. Ce se întâmplă acum, în acest moment al pandemiei, într-un salon? Există siguranța pentru cine își dorește să meargă totuși? Evident că există. Pentru că nu se pricepe să facă singur ceea ce are nevoie. Evident că există siguranță și mai ales să-ți spun din punct de vedere al tot ceea ce se întâmplă și al dezinfecției, sculele sunt în permanență. N-am fost noi, cred că, niciodată așa de la fiecare client să stai să mare lecție de viață pandemia este asta. Mare așa lecție. Ar fi trebuit să facem dintotdeauna, de fapt. Cred că, să da. Să fim atât de atenți. Ne uitam ciudat la cei care poartă măști, cel puțin în China e plin de ei. Și ne uitam ciudat. Dar asta acum se întâmpla și în jurul lumii. Îi vedeam, exact, doar la noi nu. Da, adică îi vedeam călătorind. În anii trecuți, în care nu exista noțiunea de pandemie pentru noi, noua generație, ce n-a mai trecut prin asta, și îi vedeam cu măști și nu înțelegeam ce e moftul ăsta, în fond. Exact. Iată că azi a devenit o realitate pentru noi toți. Deci, întorcându-ne la saloane, saloanele sunt saloane mari, sunt saloane care sunt micuțe și care cu siguranță își respectă clienții și decizia de a avea 10 minute, 2, 3, 5 minute între clienți și să nu fie aglomerat. Nu mai sunt atât de aglomerate saloanele. Ei sunt foarte îngrijiți și curați și poartă întotdeauna măști și niciodată noi nu dăm măștile jos, indiferent de orice. Deci se poate. Se poate. Bineînțeles că se poate. Când vrei, poți. De ce mi-e dor? Și asta încă nu se poate în acest moment. E un show precum cele la care te-am văzut pe scenă, făcând coafiură fantezistă, trecând de la un scaun la altul, făcând spectacol din meseria ta. Pentru că înseamnă creativitate. A face o coafiură nebună, avangardistă. Mi-e dor. Mi-e dor și mie. Da, mi-e dor și mie, într-adevăr. Lumini și sunet și culoare. Toate acestea erau minunății. Mi-e dor și mie, într-adevăr, pentru că acolo te încarci. În momentul în care faci show-uri, când faci imagine, când scoți în evidență îmbrăcămintea sau designerul pe care îl servește în momentul ăla, mie mi se pare genial, pentru că atunci tu te încarci efectiv cu ceea ce îți place să faci. Iar mie îmi place, într-adevăr, să scot, cum să spun, lucruri inedite, noi. Și da, fac repede pentru că mă pricep la asta și pentru că știu foarte bine ce am de făcut și văd înaintea altora mult mai repede decât alții. Pentru că am știut să-mi valorific talentul, practic. L-am adus la un nivel pe care mulți au copiat, ceea ce este foarte bine, asta înseamnă că deja sunt multiplicată și e mare lucru să fii... Și alții au trecut prin mâinile tale ca ucenici, cum spuneai, da, cu emoție, exact. Și au urmat apoi, s-au desprins de tine, da. Și au urmat drumul lor și n-au uitat că rădăcinile sunt acolo unde au fost ucenici, unde și-au făcut ucenicia, exact. Adică avându-te pe tine... Ca dascăl, ca mentor. Ca mentor, da. În viață trebuie să ai un mentor ca să poți să reușești, ca să ajungi acolo unde trebuie. Și acum, în momentul de față, de fapt, profesorul, elevul a depășit profesorul, iar cei care sunt în urma elevului, următorii, vor depăși cu siguranță și elevul și profesorul, pentru că totul merge pe repede înainte. Deci este genial ce se întâmplă în momentul de față. Ai o multitudine de posibilități să faci lucruri să fie deosebite și să nu te pierzi în... Adică vrei să construiești ceva? Poți. Ce mi se pare minunat în acest moment este că după 40 de ani de carieră ai hotărât să lucrezi împreună cu fratele tău. Așa. Aveți practic aceeași meserie, dar unul e creativul, unul e tehnicul. Da? V-ați întors cumva la rădăcini, la familie, acesta a fost odinioară visul mamei tale, să vă vadă lucrând împreună și uite că momentul a sosit. Să știi că chiar a fost un vis, iar
nu știu cum a zis mama, o fi zis așa, într-o doară, cum se spune, sau chiar își dorea să lucrăm împreună. Și atunci când a fost momentul, într-adevăr, înainte de pandemie, am hotărât acest lucru și am spus, hai, vino la mine, pentru că am nevoie de tine și vreau să realizăm lucruri pe care poate că le-am pus acolo într-un colț și să le dăm viață. Glasul sângelui. Da, nu știu, ceva a fost acolo și am muncit foarte mult împreună, am construit foarte multe lucruri și academie și profesor suntem și o grămadă de... Deci n-am timp nici să... Nu știu când respir. Nici da, nu cred că te-ai putea opri. Nu. Din acest nu. Rit. Nu. Și o ultimă întrebare. Ai făcut niște mărturisiri pe care eu nu le-am cerut. Am tăcut în spatele camerei. Dar cred că am talentul ăsta așa să mă uit doar în ochii omului și el să înceapă să vorbească, fără să-l întreb. Mă bucură lucrul ăsta. Vezi, am și eu talentul meu. Aș vrea să te întreb, pentru că sunt foarte mult, negreșit foarte multe femei care ne urmăresc acum, femei puternice, dar deopotrivă și bărbații sunt interesați de subiect. De ce e greu să reziști lângă o femeie care e o forță a naturii, care e mereu determinată, care are mereu idei, care împinge lucrurile de la spate, care, da, încearcă mereu să le controleze? Acesta s-ar putea să fie ceva ce sperie, da? De ce uneori e greu să fii bine și profesional și personal? Dacă ar fi să te adresezi unor fete care sunt adolescente acum, care sunt la început de drum și care au darurile lor de la Dumnezeu, ce le-ai sfătui? În primul rând să-și urmeze pasiunea. Să facă totul din dragoste. Să nu se piardă pe drum, pentru că există tot felul de tentații, practic. Și niciodată, dar niciodată, să nu te lași până nu reușești, până nu ajungi exact acolo unde trebuie, unde ți-ai propus, unde ai visat, unde simți că este loc pentru tine. Și mai mult de atât, să dai, să dăruiești, pentru că atunci când dai, vei învăța să și primești. Și când primești, te bucuri și să fii atât de fericită și atât de bucuroasă că ai primit, pentru că ai de unde să dai. Dacă ești goală, fără nimic, n-ai ce să dăruiești. Și atunci noi trebuie mai întâi să învățăm să și primim, ca să avem de unde să dăm. Eu asta învăț în fiecare zi. Dar prin puterea asta pe care o emani, nu crezi că... Asta am vrut să-ți spun exact acum. Alungi anumiți oameni din jurul tău? Este o aparență fantastică. Lumea mă percepe ca o femeie foarte puternică. Lumea mă percepe ca un munte de energie. Când de fapt eu sunt atât de sensibilă și atât de, cum să zic, vulnerabilă. Asta, vulnerabilă inițial. Dar nu lași să se vadă. Și nu știu cum fac. Nu știu cum fac, nu știu ce fac, nu știu care sunt valorile, nu știu ce scot din mine în momentul în care intru uneori. Evident, am momente și de nervi, am momente și sunt agitată, pentru că este o presiune foarte mare. Să te trezești, să o iei de la capăt, să lași ceva în urmă și să construiești din nou totul și să o iei de la capăt în continuu să o iei de la capăt. Obosești la un moment dat. Și de-aia îmi vine iarăși îmi vine să zic, gata, las totul și plec. Probabil că la un final, într-un final, am să închid eu lumina și ce-o fi, va fi. Dar, da, într-adevăr, nu știu cum e. E fascinantă puterea pe care o simți atunci când trebuie să iei decizii, când trebuie, știi că noi scoatem și bărbatul și femeia, uneori îl scoatem pe el în evidență, pentru că există în noi, îl avem, se face văzut, simțit și atunci tu devii puternică, când de fapt noi suntem femei și ar trebui să-i lăsăm pe ei să facă lucrurile puternice. Și cred că aici e un pic, aici e discutat foarte mult. E un fel de contradicție. Da, este pentru că ai înăuntru tău, ai putere, îți dorești să faci lucrurile, ai tu senzația că este bine. Și nici n-ai vrea să fii sub potențialul tău. Știi ce se întâmplă? Probabil că atât de multe lucruri faci, încât la un moment dat îți ies
și devii tu, facem așa, pentru liderul. Că, exact, pentru că ție ți-au ieșit odată. Dar asta nu înseamnă că poate să-ți iasă de fiecare dată, înseamnă că la un moment dat nu-ți va ieși. Și ce faci? Te bați cu pumnul în piept ca să dovedești că ești tu cine, de fapt. În fond ești un om. Exact. Cu plusuri, cu minusuri, exact. Cu zone mai bune, mai slabe în viață. Da, și mare lucru este să recunoști când greșești. Iar eu am calitatea asta. Mă bat cu pumnul în piept, spun gata, s-a terminat, sunt puternică, facem asta, facem asta și la un moment dat mai și greșesc. Draga mea, eu caut mereu cu bucurie să aduc în fața telespectatorilor mei opere minunate. Să aduc mai aproape de public artiști care, nu știu, merită o recunoaștere mai amplă aici la noi acasă. Dar văzând că tu faci mereu ceva similar, exemplu, în salonul tău elegant, expui mereu opere de artă și pui în valoare artiști români, te-am rugat să alegi ceva pe sufletul tău. Și tu ai îmbrățișat o artistă minunată și opera ei o avem aici, Rodica Benimbenti. Avem astăzi tabloul său Per Aspera ad Astra, face parte din colecția Reconectare, care ar fi trebuit să aibă vernisajul la Muzeul Literaturii Române anul trecut, exact în aprilie, când s-a declarat acea stare de urgență. Trist pentru artiștii noștri, iată. Tabloul înfățișează o premoniție a artistei, o viziune asupra viitorului pandemic ce avea să vie. Ea vede calea spre reușită presărată cu greutăți și numai prin strădanii anevoioase se poate ajunge la izbândă, la lumină. Lucrările sale sunt impresionante, cromatica e mereu generoasă, culorile sunt foarte clare, puternice, iar personajele bine conturate. Tablourile sunt realizate în proporție de 70-80% cu palmele și apoi sunt finisate cu pensula. Rodica Benimbenti este absolventă Academiei de Bele Arte din Florența. L-a avut ca mentor pe Sabin Bălașa, care și-a pus amprenta asupra creațiilor sale. Vernisajele ei din Italia, Franța, Monte Carlo, Filipine, Japonia și de pe alte tărâmuri au transformat-o într-un pictor fără granițe, dar care se întoarce mereu la rădăcini, acasă. Așa că îți mulțumesc pentru că, iată, mi-ai făcut cunoștință cu un nou artist, Geta, această artistă minunată și lucrările ei, de altfel tot în spațiul tău, când am pășit odată într-un eveniment, am descoperit-o și pe Maria Parascan, o altă pictoriță de ale cărei lucrări m-am îndrăgostit și ne-am și bucurat de ea aici, în studioul Nu Există, Nu Se Poate. Dragii mei, e timpul pentru concursul nostru de fidelitate și iată întrebarea emisiunii, al cărei răspuns îl așteptăm până mâine la ora 11 pe e-mailul nuexistanusepoate@tvr.ro. Unde sunt rădăcinile invitatei mele de astăzi? În ce oraș încărcat de istorie al țării? Nimic mai simplu, desemnăm câștigătorul săptămânii luni pe pagina noastră de Facebook Nu Există, Nu Se Poate cu Andreea Marin. Aflați numele câștigătorului. Atunci, mult succes! Dragă mea, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru deschidere. Și eu mulțumesc. Chiar îmi era dor de studio, de platou de filmare. Să ai parte de cele mai mari bucurii, nu numai în meserie, căci acolo, în viața, ai făcut tot ce trebuia făcut. De partea sufletului tău, fata ta, pentru că v-am văzut împreună și am înțeles că aveți o legătură foarte puternică. Am citit mândria ta de mamă în ochii tăi și o cunosc pe pielea mea, recunosc. Dragii mei, o mare bucurie vă pregătesc și pentru ziua de luni. O minune de om, Sofia Vicoveanca. Ce viață! Ce urcușuri și ce coborâșuri, ce destin ca un scenariu de film, cât talent dublat de omenie și modestie, câtă feminitate, ce inimă plină de iubire, ce voce inconfundabilă și ce dar pentru noi toți e mereu acest om minunat. Abia aștept să o cunoașteți într-un portret special, marca Nu Există, Nu Se Poate. Știți deja că așa cum îl facem noi, nu știu cum se face, dar parcă nu îl face nimeni altcineva. Avem noi un ingredient secret. Pe luni să ne revedem sănătoși. Îți mulțumesc tare mult. Mersi.